Conform statutului Uniunii Teatrale din România, în cadrul galei premiilor Uniter se acordă premii la diferite categorii, iar una dintre acestea este și pentru debut, la care a fost nominalizat și actorul și regizorul Teatrului Municipal Baia Mare, Andrei Dinu. Mă bucură foarte mult nominalizarea. Gala premiilor, gala premiilor Uniter are loc în fiecare an și sunt un soi de Oscaruri românești, sunt cele mai importante premii care sunt decernate în breasla teatrală în România. Are mai multe secțiuni, de la debut și până la cel mai bun actor în rol secundar. Dino spune că premiile Uniter fac cinste oricărui regizor sau actor. Edmond, piesa pe care a regizat-o și pentru care a fost nominalizată, a avut premiera în februarie 2017. De atunci a fost jucată de nenumărate ori. Gala premiilor Uniter va avea loc în 7 mai la Alba Iulia. Spectacolele care au intrat în atenția juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2017. Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, Călin Ciobotari și Alina Epângeac.